ziua doamnelor. Sper că v-a plăcut tutorialul meu cu tehnica corner to corner. Acum am început un model puțin mai complicat, dar nu mult. O inimioară va fi lucrată din două fire. Vă prezint imediat și firele folosite. Tehnica e, sau modul acesta de lucru se numește graph gun, da? Este tot corner to corner, tot din colț în colț. Vom începe de aici și vom merge așa cu toate rândurile. Vă veți face și un mic desen și vă voi prezenta fiecare rând, chiar rând cu rând. De la rândul 1 avem 18 rânduri în total, o lățime de 9 pătrățele din acestea. Spor la lucru și vizionare plăcută la tutorial! Pentru tutorialul nostru de astăzi vom avea nevoie de fir, bineînțeles. Eu voi folosi alize burcium clasic, am două culori. Cel roz este 161 și cel albastru este culoarea 522. Voi folosi de asemenea o croșetă de 4,5 mm. Folosiți cât vă recomandă firul dumneavoastră. Puteți folosi oricare două fire, doar să fie să se potrivească între ele. Vom mai avea nevoie de un pix și un caietel și facem această schemă. Eu voi avea dimensiunile la pătrățelul meu de 9 pătrățele pe 9 pătrățele. Dar le notez începând de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și în jos continui până la 18, da? Deci fix în continuare. Voi începe de la acest colț. Aici, ca să nu mă încurc, să fie tot cifre, 1, 1 și să pot să mă încurc, voi avea 1A, A, B, C, D până la R. Mi-au ajuns mie 9 pe 9, da? Vom merge pe diagonala modelului, la corner to corner, da? Pentru că mergem din colț, începem dintr-un colț și terminăm în celălalt colț. Un rând va fi cu săgețică așa și al doilea rând va fi cu săgețica așa, pentru că se lucrează un rând pe față, unul pe dos, un rând pe față, unul pe dos. Da? Dacă nu știți exact cum se lucrează tehnica din colț în colț sau corner to corner, vedeți că am alt tutorial eu, unde vă explic pașii cu creșterea, cu începutul, cu finalul. Eu zic să începem tutorialul, da? Deci vom lucra pe fiecare rând. Întotdeauna, chiar dacă ne oprim, vom ști unde suntem, pentru că vom fi la bulina 1A, la pătrățelul 1A sau 1B sau... Înțelegeți, da? Imediat, practica ne învață mult mai bine. Eu am început deja bobinele, mi-am scos mijlocul și vedem. Mie îmi place să le încep din mijloc pentru că nu se rostogolesc ele, da? Și ne uităm fix începutul nostru, păstrăm la îndemână, da? Începutul nostru este 1A, este albastru, da? Vom începe cu albastru, ca la orice corner to corner. Îmi las firul puțin mai lung. Vom începe cu 6 ochi de lanț. Deci am făcut începutul așa și fac 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochi de lanț, da? 1, 2, 3, în al patrulea am făcut un picior roș dublu, în al cincilea la fel și în al șaselea la fel. Acum deja am rândul 1A, da? Deci 1A, pătrățica aceasta de aici. Rândul 2, care va începe de la B, da? Din direcția asta mergem acum,
pentru că noi ne vom întoarce. Avem două pătrățele, la fel, albastre, da? Cum facem acum din 1, 2? La fel, facem creșterea de la corner to corner. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochi de lanț. 1, 2, 3, 4. În al patrulea facem un picioruș dublu, în al patrulea de la croșetă și încă două piciorușe duble, ca să avem seturile acelea de 3 ochi de lanț și 3 piciorușe duble. Întorc primul meu rând, da? Fac ochi alunecat. Vă rog, eu lucrez mai repede acum, dar pentru cine nu știe tehnica, vă rog să vizionați celălalt tutorial, da? 1, 2, 3 ochi de lanț și 3 piciorușe duble și am primele două rânduri. Rândul 3 voi avea la fel. Toate sunt albastre, da? 1, 2, 3. Toate sunt albastre. Deci tot ce trebuie să fac e să le să cresc, da? 3, 4, 5, 6. Fac un picioruș dublu. 1, 2, 3 în al patrulea. 1, 2, 3 și încă două piciorușe duble. Am pătrățelul meu, întorc lucrul și continui să fac încă două pătrățele, da? 1, 2, 3 ochiuri de lanț și 3 piciorușe duble în găurică. Vă voi lăsa în descriere, vă voi lăsa linkul și pentru celălalt video, ca să vă fie mai ușor, dacă nu știți încă tehnica, să învățați între tehnica și apoi vă este mult mai ușor să lucrați după grafic. La rândul 4, am ajuns la rândul 4, vedem că avem deja și pătrățele din acestea roz, da? Primul este, de fapt, sensul la rândul 4, deci rândurile pare au sensul de la literă, practic, de la dânce, de la pătrățica aceasta, da? Rândurile impare încep de la 1, da? 1, 3, 5, 7, 9. Rândurile pare le începem de la literă, ca să știm, noi tot întoarcem lucrul, da? Deci suntem la D. Acum facem întâi pătrățica albastră de la D, două pătrățele roz și o pătrățică albastră și avem 4. Prima pătrățică va fi la fel ca toate creșterile, 6 ochi de lanț, 4, 5, 6, 1, 2, 3, în al patrulea un picioruș dublu, 2, 3, întoarcem tot lucrul nostru. Și aici eu ar trebui să adaug, pentru următoarele două, ar trebui să adaug firul roz, da? Cum fac asta? Nu mai fac piciorușul alunecat cu firul albastru, da? Puteam să unesc chiar aici. Haideți să vă arăt. Deci încheiem ultimul picioruș dublu de la model, îl încheiem cu roz, ca să am continuitate frumos, da? Pur și simplu las firul roz mai lung, da? Și acum fac piciorușul alunecat și avem două pătrățele din acestea, de 3 ochi de lanț și 3 piciorușe duble în găurică. Le avem roz pe rând. Urmărim pe grafic cum este graficul. O să vă arăt și mai de aproape și puneți pauză și vă desenați dumneavoastră graficul. Acesta este foarte simplu. 3. Acum eu ar trebui la fel să nu îl închid de aici,
și ar trebui să lucrez din altă bobinuță. Eu voi lua din exteriorul bobinei fir, da? Ca să nu le încurc, să nu tot tai la fiecare rând, voi lua din exteriorul bobinei, pentru că ultima pătrățică de pe rând este albastră. Da? Am luat din exteriorul bobinei mele albastre. Și închei al treilea picioruș dublu cu albastru. Îmi las firul un pic mai lung. Vom avea ceva fire de băgat la final, dar rezultatul este foarte, foarte drăguț. Și fac ochiul alunecat cu albastru. 1, 2, 3 și 3 piciorușe duble, ultimul de pe rând. Am ajuns acum la rândul, deci acesta a fost rândul 4, rândul 5 din modelul nostru. La rândul 5, pe care îl începem din această direcție, da, avem 1 albastru, 1, 2, 3 roz și ajungem la E, care e albastru, da? Deci, facem o creștere, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, în al patrulea un picioruș dublu, 1, 2, 3 piciorușe duble am în total, așa un pic se încurc aici, dar ne descurcăm noi, așa am scot mai mult fir. Am făcut prima pătrățică, întorc rândul, da? Deci suntem la rândul 5. La rândul 5 și fac, aceasta este prima, dar eu continui. Aveam prima albastră și 3 roz, da? La roz, la fel, voi face, îmi voi scoate fir și din exteriorul bobinei. Așa. Foarte bine. Voi încheia ultimul picioruș dublu, da? Îl închei tot cu roz ca să ne arate frumos. Las tot așa firul un pic mai lung la capăt, să pot eu la final să-l bag în lucrul meu. Piciorușul alunecat și am 3 pătrățele din acestea roz. Una, 1, 2, 3 piciorușe duble, ochi alunecat, 3 ochi de lanț, 3 piciorușe duble în găurică. Ochi alunecat și încă un... Puteți să începeți din mai multe bobine, dar eu cred că e mai simplu așa, dinăuntru și din afară, pentru că nu am un proiect foarte mare, da? Deci de 9 pătrățele din acestea va fi. Suntem deja la rândul 5. Dacă aveți un proiect mai mare, puteți să faceți din mai multe bobinuțe. Și eu acum am ajuns la... mai am, deci am făcut cele 3 roz și mai am unul albastru de făcut. Vedeți că eu firul albastru deja îl am, da? Îl dau prin față, îl las pe cel roz. Aici trebuia să-l termin, da? Al treilea. Întotdeauna ne uităm să fim atenți când terminăm cu o culoare, să încheiem cu cealaltă. Și fac un ochi alunecat aici, da? Cu albastrul nostru. De la rândul anterior, acum, așa, ochiul alunecat, un puțin, și mai am un pătrățel, am făcut unul albastru, 3 roz, și mai am un pătrățel albastru.
E puțin încurcat pe aici, dar vedeți foarte bine unde vă e firul și unde vă sunt capetele, da? Acesta va fi primul nostru model, va fi ceva mai simplu, ca să înțelegeți puțin ideea, da? Acesta a fost rândul 5, dacă uităm pe ce rând suntem, pur și simplu numărăm marginile. 1, 2, 3, 4, 5, câte pătrățele avem, atâtea rânduri avem, sau diagonala, 1, 2, 3, 4, 5, da? Peste tot e același număr. Urmează rândul 6, care este par, deci va fi A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la rândul F. La rândul F avem un pătrățel albastru, 1, 2, 3 pătrățele roz, un pătrățel, două pătrățele albastru, da? Deci, unul albastru, trei roz, din această direcție, da? Primul este albastru, este creștere, 2, 3, 4, 5, 6. Pentru că lucrăm în două direcții, de asta avem nevoie de două fire, da? 1, 2, 3, 4, în al patrulea, știți deja cum se face creșterea. Deci, la rândul F, 1 albastru, 3 roz, 2 albastre. Deci, la 1 albastru, desfac din nou încheietura și acum îl iau pe acesta roz, da? Iau rozul cel mai apropiat pe care îl am. Așa, ca să mă închei ochiul, da? Strâng puțin albastrul. Fac un ochi alunecat aici și lucrez trei pătrățele din acestea roz. 2, 3 piciorușe duble, am un pătrățel roz. Am două pătrățele roz. Și pe al treilea știu că trebuie să-l închei cu firul albastru ca să... Așa, pe al treilea trebuie să-l închei cu firul albastru, da? 1, 2, 3, 1, 2, 3, pentru că mai am aici două... Iau firul albastru, cel mai apropiat, care cred că e ăsta. O să lucrez un pic și peste el, da? Trebuia să închei al treilea picioruș dublu, da? Cu albastru. Îmi dau firul prin față. Aici oricum voi lucra peste acest fir. Aveți grijă să nu strângeți prea tare ca să ne deformeze, da? Și un ochi alunecat. Îmi securizez puțin, așa, și acum mai am două pătrățele din acestea albastre, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Așa arată până acum. Am terminat rândul 6. Am ajuns la rândul, urmează rândul 7. Voi avea o pătrățică albastră, da? Pentru că cele impare, rândurile impare, le începem cu cifra, da? Să le citim. O pătrățică albastră, 1, 2, 3, 4 roz, 1, 2 albastre, da? Pentru că mie mi s-au cam încurcat firele aici și nu îmi place deloc, voi tăia, da? Eu acum când întorc, rozul oricum va fi prea departe, da? Și voi tăia pe acesta roz. Așa. Și o să văd dacă mai îmi trebuie pe parcurs să mai tai din fire. Aici se lucrează cu bobinuțe mici.
mai mult. Am crezut că merge mai ușor dacă încep din două capete, dar trebuie să respectăm totuși modelul, da? Deci rândul 7 am un pătrățel albastru, 4, 5, 6, 1, 2, 3, în al patrulea bag, dar e de ce creștere, 1, 2, 3, și acum trebuie să-l închid, da? Al treilea picioruș dublul, voi închide cu fierul roz, să văd cel care l-am tăiat, pe ăla iau. Acum, așa. Cu acesta îl voi închide și voi face și piciorușul alunecat cu roz. Să strâng puțin, întorc lucrul meu. Aici voi face piciorușul alunecat cu roz și am 4 roz, da? 3 picioroșe duble, ochi alunecat, 1, 2, 3, 1, 2, 3, am făcut 4, 3 ochi de lanț, 1, 2, 3 piciorușe duble, 1, 2, 3 de lanț, 3 piciorușe duble. Ia să văd eu cât am. Am 1, 2, 3, 4. Ultimii doi trebuie să fie de pe acest rând, da? Albaștri. Ultimele două pătrățele. Deci, desfac puțin cum am încheiat cu albastru. Desfac puțin și îmi trebuie albastru. Am un albastru aici aproape, deci nu o să-l tai de ăsta. Îmi închei firul. Închei al treilea picioruș dublu, ochiul, da? Și aici o să lucrez peste firul acesta, dar aveți grijă când ajungeți așa să nu trageți prea tare de fir, da? Aici, să-l lăsați lărguț, că oricum lucrăm peste el, da? Nu se mai vede. 1, 2, 3, deci ultimele două de la rândul 7 vor fi albastre. Practic toată marginea de la modelul nostru va fi albastră. 1, 2, 3. Ok, acesta a fost rândul 7, rândul 8 va fi H, da? Începem de la H, de la litera H. Și vom avea 1, 2 albastre, 1, 2, 3, 4, 5 roz și încă un albastră. Deci două albastre, tot creștem, da? 2, 3, 4, 5, 6. Mă întorc, 1, 2, 3 în al patrulea. Acesta este primul pătrățel. Am un pătrățel, da, am întors lucru, m-am unit, am două pătrățele albastre. Ne mai verificăm din când în când, da? Ca să fim siguri. Avem două și urmează 5 roz. Eu acum roz. Roz, fir roz din bobină nu am la îndemână, deci îl voi tăia pe, sau am, îl am pe acesta, da?
pe acesta oricum voi lucra peste, da? Exact cum am făcut la albastru. Eu încerc să tai cât mai puțin, să am cât mai puține fire de băgat la final. Cum nu-mi place foarte mult să cos, nu-mi place nici să bag firele la final. Da, deci am încheiat cu roz. Am făcut un piciorul alunecat cu roz. 1, 2, 3. Acum voi face 5 pătrățele din acestea de ale noastre. Le voi face roz pe toate 5. 1, 2, 3. Un pic să trag de fir, să-mi fac loc. Așa. Să-mi lărgime la fir, să pot lucra liniștită. Așa, mai departe, mai departe, sunt la al treilea din 5. Ups. Așa. Am ales un fir mai grosut ca să se vadă mai bine, să se poată înțelege mai bine. Și am avut nevoie de două culori mai contrastante. Câte am? 1, 2, 3, 4, deci 5, da? Ultimul va fi albastru. 3. Așa, acum pe al treilea îl închei cu albastru, da? Să văd dacă am, uite, am un albastru aici apropiat. Fir din bobină. Îl aduc aici să închei. Trag un pic de roz ca să-mi strâng. Și am ultimul, este albastru, de pe acest rând. Așa. Acum ar trebui puțin să mi le mai descălcesc. Dacă vi se încălcesc, mai bine tăiați firele și începeți cu fir nou. Deja se vede pe modelul nostru cam cum va arăta inimioara. Vedeți? Va fi tare drăguț, să zic eu. Așa, urmează rândul 9, care este, îl începem de la cifra 9, care este ultimul nostru rând de creștere, da? Și vom avea așa, un pătrățel albastru, 2, 1, 2, 3, 4, roz, 1, 2, 3, albastre. Deci, 1, 2, albastre. Două albastre facem acum, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puteți să vă faceți exact ca să știți pe ce rând sunteți, direct așa sensul, da? Mergeți pe diagonală, dacă vă scrie și pixul. Așa, ca să știți pe ce rând sunteți. Da? Și săgețica aici. Pixul meu nu vrea să scrie pe culoare, văd că... 1, 2, 3, în al patrulea. Trebuie să mai îmi descălcesc puțin. Am nevoie de firul acesta albastru. Așa. Deci am două albastre, întorc locul după ce am făcut pe prima și mai fac una albastră. 1, 2, 3. Dacă știu că e ultima albastră, al treilea piciorul dublu, nu îl închei de tot, da? Deci acum voi căuta să văd dacă am la îndemână și am fir roz ca să pot să nu mai tai, da? Dacă considerați că vă e mai ușor să tot tăiați firul la fiecare rând, puteți să o faceți fără nicio problemă. Așa.
și acum un ochi alunecat. Și să mai număr o dată câte aveam. 1, 2, 3, 4. 4 roz. Vă începeți cu un model simplu, da, cu doar două culori, ca să puteți să înțelegeți cum se urmărește și cum se lucrează, și apoi puteți să faceți chiar cele mai complicate modele. Eu mi-am propus să fac o serie cu mai multe modele. Poate îmi cereți și voi în comentarii cam ce vă doriți, da? Pe cât îmi permite timpul, eu voi încerca să fac cât mai multe din acestea, că îmi plac tare mult. Acesta este al patrulea, deci trebuie să-l închei cu albastru. Am încălcit puțin firele, dar nu e nicio problemă, că le descălcim. Nu sunt niciodată scârcită la fir, folosesc mai mult decât îmi trebuie, doar că nu îmi place să am foarte multe noduri, da? Deci îl închei cu albastru. Vedeți că am un albastru aici. Îl duc până la locul unde trebuie eu să lucrez. Închei al treilea picioruș dublu, da? Cu firul albastru. Și acum mai am nevoie de încă 3. Da? 3. 1, 2, 3. Mai am nevoie de 3 albastre. Și încheiem rândul nostru 9. Repet, dacă vi se pare că este mai ușor să tăiați la fiecare rând, la fiecare adăugare de culoare, tăiați fără nicio problemă. Mie nu mi este mai ușor, pentru că nu îmi place să bibilez foarte mult la final, decât dacă e absolut necesar. 2, 3. Am ajuns fix în colț, da? Deci eu sunt pe rândul 9, vedeți inimioara noastră cam cum arată. Voi mai tăia și eu din fir, cred că, pentru că deja s-au aglomerat prea multe aici. De acum vom începe rândurile, vor fi mai scurte, da? Vom începe scăderile, care vor fi la fel. Deci sensul de acum, la toate rândurile merge unul așa, 2 așa, da? Deci la 1 citiți de la cifră începând rândul, la al doilea rând de la literă. Deci cele pare de la literă, cele impare de la cifră. Așa, ca să urmărim sensul, să ne iasă modelul nostru. Eu o să mai tai câteva din firele acestea, că le-am amestecat și vă arăt puțin și cum băgăm firele acestea care ne rămân. Da? Deci, întâi eu o să-i fac aici un nod. Iau prin două și fac un nod să fie securizat. Da? Strâng. Da, acril nu se văd nodurile foarte tare. Și bag prin lucru de 2-3 ori, ca să fiu sigură că nu pleacă nicăieri firul, da? Acum, la fel, nu strângeți foarte tare, pentru că riscați să strângeți pătrățelele, da? Așa, și am tăiat. Eu, pentru că am securizat cu nodul acela, știu că nu vor pleca nicăieri, da? Bine, le-am mai aranjat puțin, am băgat între timp toate firele, cum v-am arătat.
și acum voi începe rândul 10. Da? La rândul 10, rândul 10 va începe de la literă, da? J. Suntem, da? Am făcut rândul cu I, am terminat la I, urmează J. Și vom avea una, două în această direcție, da? Mergem. Două albastre, una, două, trei, patru, cinci roz, da? Așa, în direcția aceasta mergem. Și una albastră. Începem. Pentru că acum nu mai nu vom mai avea creșteri, da? Deci acum vom avea numărul de pătrățele din acestea descrescător de la 9. 9 era maximul, da? Vom avea 8 pătrățele pe rândul 10. Vom face la final, eu trebuie să le fac aici, în spațiile acestea, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da? Deci eu aici nu trebuie să lucrez. La fel, dacă nu știți exact tehnica, vă uitați în video și vedeți cum se fac scăderile. Deci am 3 piciorușe alunecate aici eu. 3 piciorușe alunecate în capătul la piciorușele duble din rândul anterior, dar m-am întors, da? Un picioruș alunecat în găurică și voi face cele două pătrățele cu 3 ochi de lanț și 3 piciorușe duble direct, deci nu mai am creștere, da? La a doua, pentru că am două aici, albastre, voi încheia cu roz. Voi încerca să închei cu roz, dacă nu reușesc, tai firul și pun fir nou, da? Unu, doi, da? Sunt la a doua și voi încerca să văd dacă mi-ajunge. Cred că mi-ajunge acest fir pe care îl am atașat. Fac închei al treilea picioruș dublu cu firul roz, da? Așa, și lucrez peste el, foarte simplu, da? Un picioruș alunecat, 1, 2, 3 și acum am 5 din acestea roz. Veți vedea că este foarte simplu de realizat, odată ce înțelegeți tehnica, se mai numesc modele pixelate, americanii le zic graph gun, deci o păturică grafică, urmărim un grafic și facem tot felul de modele grafice. Din acestea se găsesc foarte multe la noi pentru cusut, deci exact același lucru. Doar că vă vor ieși cu siguranță dimensiuni mult mai mari decât dacă le-ați coase pe etamină. Mie cum îmi place să cos, nu am atâta răbdare. Admir toate fetele care orice ar lucra și nu neapărat fetele, toată lumea care lucrează de mână, o admir. Fiecare e foarte bun în ceea ce face, dar mie nu-mi place să cos. Așa că încerc cât mai puțin să folosesc acele. Sunt la al cincilea, da? Am 1, 2, 3, 4, sunt la al cincilea roz, aveam 1, 2, 3, 4, 5 roz, da? Și unul singur albastru. Aici nu trebuia să îl închid pe cel roz. Voi lua firul acesta albastru, că e destul de aproape, văd eu. Voi încheia ochiul cu el, așa, nu trag prea tare ca să nu-l strâng, mai securizez puțin firul roz, fac un picioruș alunecat și ultimul pătrățel albastru și terminăm acum noi cu rândul
10. Da? Aici nu mai am nevoie de altceva decât să mă întorc pentru rândul 11. Rândul 11, da, îl începem de la cifră. În continuare veți vedea. La rândul 11 am 1 albastru, 1, 2, 3, 4 roz și 2 albastre. Să le dăm bice și să le facem. Da? Deci am întors lucrul, 3 ochi alunecați, ca la oricare rând cu scăderi, da? Un ochi alunecat în găurică și am unul singur albastru aici, deci să văd dacă pot să-l închei pe cel albastru cu firul roz. Să mai îmi trag un pic de firul roz ca să am lărgime, să pot să lucrez cu el, să nu mă încurc. Așa, iau firul roz pe aici ca să închei ochiul al treilea piciorul dublu, să-l pot încheia, strâng puțin de firul albastru, să-l securizez, un ochi alunecat și am 4 roz acum, da? 1, 2, 3 acum și al patrulea am grijă pentru că îl voi încheia cu albastru. Tocmai ce am zis. Așa, deci am 4 roz, 1, 2, 3, 4 și 2, urmează 2 albastre, da? Să văd, mi-ajunge firul foarte bine aici. Așa, îl închei cu albastru. Trag puțin de cel roz să mi se strângă. Așa, cel albastru îl încep acum, un ochi alunecat, 3 piciorușe, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble, acesta e unul și imediat îl facem și pe al doilea și am terminat și rândul 11. Voi reveni cu rândul 12, mă lasă bateria la telefon și trebuie să fac o mică pauză. Am ajuns la rândul 12, care va fi ultimul nostru rând cu roz, da? Deci rândul 12 îl clătim de la litera, da? De la litera L. Am una albastră, una, două, trei, patru roz și una albastră. Deci așa mergem, așa merge direcția, da? Una albastră, 4 roz. Dacă vi le faceți așa cu săgețele, vă va fi foarte, foarte simplu, da? De urmărit. Am întors, deci acum fac cele 3 piciorușe alunecate de la final. Așa. Trei ochiuri de lanț și fac cea pătrățica mea albastră. 2, 3. Dar pentru că următoarea este roz, voi încerca să aduc firul roz direct. Și după acest rând voi tăia firul meu roz. Pentru că s-a terminat cu el în acest proiect.
iau firul roz și închei al treilea picioruș dublu, da? Așa. Firul albastru îl las în spate, un picioruș alunecat și încep cele patru. Patru aveam ultimele, da? Așa, să mai trag un pic de firul roz ca să am lărgime aici, să nu mă încurce. Și fac patru pătrățele din acestea roz. Am unul, acum îl lucrez pe al doilea. Acum l-am început pe al treilea. Deci toate pătrățelele sunt formate din 3 loc de lanț, 3 piciorușe duble în găurică. Mă refer la cele de interior, cele de început și sfârșit, de fapt doar de început de rând, sunt puțin diferite. Sunt la a patra. Acum am grijă să o închei cu albastru, da? Pentru că voi mai avea nevoie de una albastră la final. 1, 2 și al treilea îl închei cu albastru, da? Iau albastru de aici și mi-l aduc aici. Așa. Fac un picioruș alunecat. Și de acum toate rândurile mele vor fi albastre. Trebuie să fiu atentă doar la numărul de doar la numărul de pătrățele de pe fiecare rând. Voi tăia rozul acesta și voi tăia și albastrul acesta, pentru că mi-ajunge un singur albastru ca să pot continua, da? Nu mai încep rândul următor cu celălalt albastru. Deci la rândul 13 rămânem cu un singur fir. Așa, am scot eu puțin mai mult fir acum ca să mi-ajungă. Deci urmează rândul 13, la care voi avea, vă zic imediat, practic câte goluri am aici, da? 1, 2, 3, 4, 5. Voi avea 5. Rândul 13 merge de la 1, 2, 3, 4, 5 albastre, da? Merge de la cifră. Unim. Vom avea, acum se încheie modelul acesta, pe rândul 13 vom avea 5, pe rândul 14 4 și tot așa toate albastre, da? Până rămânem cu una singură. Dar eu voi lucra cât de repede pot și vă zic la fiecare rând ca să aveți, să vă fie clar toate rândurile din model. Deci le-am pe cele 5, așa, ochi alunecat, rândul 14 voi avea, da? La rândul 14 încep numărătoarea de aici, dar cum toate sunt albastre la mine, voi avea 4. Da, toate rândurile sunt de scădere acum. 5, 4, 3, 2, 1 și terminăm.
și unim aici, da? Să vă arăt, să vă mai arăt puțin inimioara noastră, ce drăguță e. Vedeți exact după cum am urmărit modelul. Continuăm cu rândul 15, unde vom avea fix 3 pătrățele din aceștia. Deci la fiecare început de rând de scădere avem cei 3 ochi alunecați și un ochi alunecat în găurică, 3 ochi de lanț și 3 piciorușe duble în găurică. Mai, o mai trag un pic ca să mi-l eliberez din fir, să nu fie greu să lucrez. Tot modelul acesta are în total 18 rânduri. Puteți face o păturică, de exemplu, din acest tip de pătrate, schimbați culorile între ele sau cum doriți dumneavoastră. Voi mai face câteva modele grafice și puteți să vă mai alegeți. Faceți un pătrat așa, un pătrat cu altceva. Rândul 16 urmează, da? Deci 3 ochi alunecați. Nu, 16, 17, cred. Stați să văd. 17, da, acesta a fost rândul 16, 17, mai am 2, da? Al doilea pătrățel din acesta, iar rândul 18 va fi cu un singur pătrățel. Deci am întors, suntem la rândul 18, 3 piciorușe alunecate, încă un picioruș alunecat în colț, 3 ochi de lanț. Acesta e fix ultimul nostru pătrățel. Mai trag un pic de fir. Unu, doi, trei și am terminat, da? Aici am terminat. Mai fac un ochi alunecat și tai firul. Sper că v-a plăcut acest model. Vă rog frumos să mai dați idei ce aș putea să, ce modele grafice ați dori să vă mai fac. Vă rog, nu foarte complicate pentru început. Și vă mulțumesc de vizionare. Spor la treabă!